Vă salut, dragii mei, bine ați venit pe canalul Gianni Tovai Tias. Aici suntem la soba cu registru și serpentină. Astăzi o să vedem cum putem desfunda, curăța soba sau centrala cu naftalină. Am luat aici câteva pliculețe special destinate curățării hornurilor, sobelor, centralelor. Exemplu, un pliculeț se numește coșar. Mai avem al doilea exemplu, pliculețul acesta, tot de la coșar, și pliculețul de naftalină. În imagine avem ambele plicuri. Ce credeți că este în pliculețul de coșar? Naftalină 100%. Uitați, biluțele de naftalină și biluțele din coșar sunt absolut identice. Mirosul este identic cu cel de naftalină. Deși aceste pliculețe special destinate curățării hornurilor, a sobelor, a centralelor, conțin aceeași chestie, naftalină. Facem focul în sobă, așteptăm să se treacă, să rămână doar jerăgaiul, după care o să punem acest pliculeț de naftalină. Încercăm să aprindem focul. Uitați cum iese fumul pe ușă. Acolo avem alarma de fum care ne semnalizează sonor. Și acum o să închidem ușa și o să... O să revenim imediat cum ardem lemnele ca să facem patul de jerăgai unde o să punem pliculețul de naftalină. Mergem afară să vedem ce se întâmplă la coș. A, uitați cum se curăță, scoate foarte multă funigine pe coș. Naftalina aia arde foarte violent în focar. Încă mai arde, iar după ce am făcut curățarea, o să mă duc să mai iau câteva lemne și o să vedem cum se comportă, dacă s-a curățat și cum trage soba. Am terminat curățarea sobei cu naftalină. Nu știu dacă se aude pe cameră, dar soba trage foarte, foarte bine. Încercăm să deschidem ușa să vedem dacă mai dă cu fum. Niciun fel de fum. Închidem. Ia auziți. E ok dacă folosim ca și prevenție, din când în când mai băgăm câte un plic pe jeratec după ce soba s-a încins în prealabil și mai dizolvă din depunerile care se fac pe fumurile sobei și pe hornul de evacuare.